Cum a fost prima zi când ai fost acolo? Cum te-ai simțit când ai ajuns efectiv în școală? Salutam pe toată lumea cu bună ziua, nu prea știam cine-i cine, până mi-a luat cineva de urechi și mi-a zis că pe ei se salută cu să trăiți și o să învățați voi. Faceți înviorare? Pua, mai... Facem înviorare în fiecare M-a luat frigul, dimineață. mi-a intrat frigul pe la cheale deja, gata. Da, există o soldă lunară care se acordă de obicei în data de 27, la sfârșitul fiecărei luni. Cât? Asta e întrebarea, cât? Consemnarea ce înseamnă? Consemnarea înseamnă că atunci când toată lumea pleacă acasă, tu rămâi în școală. Și te bărberești. Mascați ați avut? Că toată lumea e disperată cu mascații. Dosul nu înseamnă Nu. mascați, ca să știi numele. Dos nu înseamnă mascat. Cum e mâncarea? Și o să te rog să fii sincer acum. Nu ne vede nimeni. Salut, Robert! Salut! Salut! Unde ești mai exact? Sunt elev la școala de poliție Septimul Mureșan din Cluj-Napoca. Promoția mai 2021, martie 2022. Și acum, de unde filmezi? De unde ești acum? Acum sunt în perioada de practică, deci sunt acasă și urmează o scurtă vacanță, iar ulterior mă voi întoarce la școală. Bun. Noi astăzi vrem să vorbim un pic despre cum este viața unui elev la școala de poliție. Mulțumiri și nemulțumiri, acum ținând cont de faptul că mai e un pic, poți să spui și nemulțumiri, că n-apucă și să te mai dea afară. Eu vreau să mulțumesc și conducerii școlii, pentru că știu că tu ai făcut un raport și ți s-a aprobat să facem acest vlog și mă bucur că, iată, există deschidere ca oamenii și în special viitorii candidați să poată să-și facă o idee cum este în școala de agenți de De poliție. asta aș vrea să le mulțumesc și eu conducerii școlii pentru aprobarea raportului Da, că nu mai vine permisia aia, am înțeles, am Și, înțeles. da, și dirigintei mele pentru susținerea acordată. Spune-ne un pic cum te-ai pregătit pentru admitere. Sunt foarte mulți cei care se vor uita la noi, care vor da admitere și vor să știe cât timp ți-a luat să te pregătești. În primul rând, ai intrat din prima? Da, am intrat din prima. Felicitări! Mulțumesc. Am început pregătirea inițial pentru Academia de Poliție, în urmă cu aproximativ 2 ani. Zine exact Însă timpul ca să știm și noi. Când? În 2019? Când? am terminat în 2020, deci în 2019, da? Da? A început o perioadă intensă de pregătire. Îmi plăcea foarte mult istoria, îmi plăcea româna și engleza, materiile din care se dă admitere la academie. Da? Însă, din cauza unor obstacole, am încetat să mai învăț pentru academie și am zis că mai sigur ar fi să încerc la școală de poliție, ca ulterior să încerc și la academie. Bun, și cât timp ai învățat efectiv pentru admiterea la școala de agenți? Ca timp. Cam un an de zile de pregătire. Deci un an de zile. Ai făcut și meditații sau te-ai pregătit singur? Ai luat cu profesor sau? Am făcut meditații la limba română, tot așa un an de zile. Da? La engleză mă descurcam foarte bine din liceu, nu am avut nevoie de pregătire. Cam atât despre Și cu mine. Și sportul, cum a fost cu sportul? Te-ai pregătit singur sau ai avut... La mine în oraș se făceau ore de pregătire sportivă și mergeam cam o dată la 2 săptămâni, având în vedere că eu am fost un tip sportiv mereu și făceam sport de mic, mi-a ridicat foarte multe dificultăți. Câte locuri au fost? Cu ce medie ai intrat? Trebuie să te întrebăm și lucrurile astea acum. Am intrat cu 58 de puncte, fără punct din oficiu. Adică 68, da? Da. Au fost Bravo. 200 de locuri. Au fost Da, mai puține puține. locuri decât în promoția ce a urmat după noi. Bun, și ai reușit să intri. Care a fost primul tău contact? Cum a fost prima zi când ai fost acolo? Cum te-ai simțit când ai ajuns efectiv în școală? Prima zi a fost destul de ciudată, fiind mereu acasă și mergând într-un mediu total schimbat, cumva
mai militaros, așa. Și încet, încet ne-am acomodat. La început a fost ciudat să salutăm pe toată lumea cu să trăiți, însă după a devenit așa un gest reflex, a fost în regulă. Bun. Câți sunteți în cameră? Să trecem în detalii de școală. Datorită condițiilor pandemice, suntem doar 3 în cameră, capacitatea maximă a camerei fiind de 4. Avem baie în fiecare cameră și suntem distribuiți în 2 cămine. Bun, dar, adică, nu știți amestecați băieți cu fete, sunt băieți și fete, nu? Sau separați, sau cum sunt? Un cămin este doar de băieți și un cămin este un etaj de băieți și restul fete. Și băieții sunt separați de fete. Mă sper că v-a pus ceva gard între ele acolo, că la noi era periculos. Erau unii care spărgeau peretele când aveau pază la intrare la fete. Dacă așa, printre etaje, cred că coborau pe la geam. Zi-mi, te rog, în primul rând, tu ești, nu ești din Cluj, nu? Nu, nu sunt din Cluj, sunt din Reghin, județul Mureș. Și ești cazat în școală? Da. Se pot decazarma elevi, sunt elevi care se pot, dacă tu vrei să stai în Cluj, să dormi în Cluj la o cazare, la ceva, ai voie? Nu. Nu știu exact. Probabil că nu era așa nici înainte de pandemie, dar acum... Deci acum sigur, nu tocmai pentru că noi există riscul să aducă ceva. Da. Da. Pe lângă să acus că să aducă și ceva virus. Da. Bun. Și care este programul zilnic la școala de agenți de poliție? Acum pe scurt, programul obligatoriu în general, care este într-o zi normală? Deșteptarea este la 5:50 într-o zi normală. 5:50? Mamă, da, dar de ce? Am mai mărit. La 5. La noi era 6. 10 minute foarte importante. Da. Ne echipăm în ținută sportivă, pentru că urmează înviorarea de dimineață, condusă de către monitorul de an. Faceți înviorare? Facem înviorare în fiecare. M-a luat frigul, mi-a intrat frigul pe la cheale deja, gata. Exceptând weekendurile. În weekend nu se face înviorare. Da. Urmează și ieșiți toți obligatoriu la înviorare. Explică pentru cei care vin, că nu știu ce e înviorare. Am impresia că trebuie doar să te speli pe ochi. Ce înseamnă înviorarea? Ce se face la înviorare? Sunt 10-15 minute de mișcare, de sport de dimineață, pentru mai mult a se asigura că oamenii, elevii se încadrează în program și că se prezintă la timp pentru activitățile ce vor urma. Să-și revină un pic din somn cum ar veni, să nu se creadă în pătuță la mama și să se întoarcă pe partea cealaltă. Da. Bun, după ce ai făcut înviorarea? După înviorare urmează programul de sectoare interioare și exterioare, adică ceea ce presupune curățarea spațiilor interioare și exterioare ale școlii. Adică sectoare. Sectoare, da. Așa, așa, ca să ne înțelegem cu toți. Deci face sectoare. Da. Fiecare cu sectorul lui. Tu unde ai sector? Eu am fost puțin, adică foarte norocos. E șef de clasă, nu spune. Nu sunt șef de clasă, dar am sector pe holul camerei mele, cum ar veni. Pe e bun acolo, e fain, ok. Da. O paranteză, că s-ar putea să uit, că ajungem pe acolo cu programul. Aveți soldă. Solda este un fel de alocație, pentru cei care nu știu, un fel de alocație pe care... nu știu, se mai primește? Se dă soldă? Da, există o soldă lunară care se acordă de obicei în data de 27 la sfârșitul fiecărei luni. Cât? Asta e întrebarea, cât? Solda depinde în jur de 150 de lei. E bun, e bun, e bun. Da. E bun, da. Continuăm cu programul. Ai făcut sectoare până la ce oră? Sectoare până la... Depinde de serii. Suntem împărțiți în două serii. Ca cealaltă serie să poată intra la masă, iar noi facem sectoare. A intrat pe rând ca să nu vă întâlniți, da, cu pandemia. Da. Din cauza pandemiei, da. Bun. Și sectoare dimineață, masa de dimineață? Masa de dimineață și urmează informarea de dimineață. Adică raportul de dimineață, ca să... Da, raportul de dimineață, unde ni se aduc la cunoștință ultimele noutăți. La cât începe activitatea de învățământ?
Cursurile încep la ora 8 și se termină la ora 2. Da? Două fără un sfert, depinde de serie. Apoi... Și cât durează un curs? Explică-ne ce înseamnă un curs. Intri la ora 8, cât durează? Un curs durează 2 ore. Două ore fără pauză? 45 de minute prima parte a cursului, urmată de o pauză de 15 minute, apoi încă 45 de minute de curs și pauză. Da, am înțeles. Avem 3 cursuri pe zi, de câte 2 ore, 6 ore de curs în total. Da, și după aia la ora 2? Urmează raportul de prânz, unde... Din nou, mi se aduc la cunoștință. Sunteți adunați toți pe platou ca să înțeleagă, că să povestim pentru cei care nu știu, că sunt și unii care se vor uita la noi să-și aducă aminte, dar pentru cei care nu știu, sunt adunați toți elevii pe platou, în careu, în formație frumos, și vine comandantul, care de regulă este un fost jandarm cu frustrări, și vine și, nu știu dacă și la tine e cazul, la mine așa era, la tine nu știu. Nu este cazul, avem un comandant foarte... Ok. Și vine și îți spune tot așa, chestii de interes. Da, ne verifică ținuta, trebuie să fim conform, să fim toți la fel, uniform. Dacă suntem bărberiți, asta de dimineață, am uitat să precizez înainte. Da. Dacă nu ești bărberit, ce se întâmplă? În cel mai bun caz, te duci atunci și ai 2 minute să te bărberești. În cel mai rău caz vei fi consemnat și... Consemnarea ce înseamnă? Consemnarea înseamnă că atunci când toată lumea pleacă acasă, tu rămâi în școală. Și te bărberești. Nu vă dă voie deloc cu niciun fel de barbă, cu cioc sau cu ceva, cu nimic? Sunt colegi care au? Regulament scrie ca obrazul și bărbia să fie curate. Nu se menționează nimic de mustață. Deci poți să ai mustață. Poți să ai mustață, da. Bun. Apreciez că le-ai studiat regulamentul înainte. Hai să, dacă toți suntem la cursuri, zine de materii. Ce materii se fac acolo? Materia este împărțită pe 7 module. Mai demult, când se făceau 2 ani, erau mai multe, însă materia s-a minimalizat, așa, să zic așa, ca să avem destul timp să studiem. Și se împarte pe 7 module. La primul modul învățăm cum să ne comportăm în relația cu cetățenii, cum să vorbim cu ei, cum să-i calmăm. Cum să-ți, mă gândesc cum să-ți controlezi pornirile, nu? Da, cum să ne controlăm. Să nu e personal. Da, exact. Cum să abordăm fiecare persoană în funcție de modul ei de comportare și modul ei de educație și mai multe condiții. Am înțeles, bun. Modulul al doilea este legat de instruirea militară. Tot ce ține de defilări, salut, cunoștințe despre țara noastră, despre drapel, despre istoria țării. Modulul 3, unul dintre cele mai interesante, cel puțin mie mi se pare cel mai interesant, pentru că sunt un tip dinamic și aici învățăm tactici polițienești. Adică legitimare, adică interceptare, adică primul contact pe care îl avem cu cetățeanul. Urmează tipurile de control corporal, control al bagajului, încătușare. Urmează materia, poate una dintre cele mai grele materii, materia contravențională, adică regimul sancționator. Cum se sancționează contravențiile, cum se întocmește un proces verbal, care sunt legile după care noi aplicăm contravenții, cum decidem cât să dăm o amendă în funcție de gravitatea faptei, în funcție de... Cum stabilești minimul și maximul, exact. Da, minimul și maximul. Apoi, următoarea cea mai grea materie, sau poate chiar cea mai grea, cercetarea infracțiunilor, dreptul penal. Da, da. Și în acest modul este inclus și sunt incluse și elemente de criminalistică, ceea ce este o materie foarte interesantă și nu pe atât de grea decât dreptul penal și partea legată de infracțiuni. Urmează poate cel mai
distractiv, să zic așa, modul în care învățăm, facem sport, învățăm... Deci faceți sport, da. Să nu fiți niște burtoși, se pune cum ziceți atunci. Da, se pune foarte mult accent pe partea sportivă. Avem 2-3, poate chiar 4 ore de sport pe săptămână. Învățăm să tragem cu arma. Avem trageri săptămânale de la... inițial învățăm cum să mânuim pistolul, care sunt... Ce pistol aveți? Ce pistol aveți? Beretta? Nu, avem celebrul Carpați, pistolul, da, model 1974, cu care funcționează destul de bine. Așteptăm să vedem cum funcționează pistoalele din dotarea poliției de pe teren, Beretta. Și în același modul, tactica intervenției polițienești. Cum abordăm anumite spații, cum procedăm în diferite situații și diferite infracțiuni, de la furt, tâlhării. Bun. Deci cam astea sunt materiile care se studiază. Da. Odată ce am terminat materia dintr-un modul, se finalizează cu un examen, o evaluare de modul, cum se numește, care este un test din toată materia. Media pe care o iei la aceste examene te ajută pe tine să faci repartiția, nu? În funcție de medie se face și repartiția, înțelegi? Loc, da, județul în care lucrezi. Exact. O întrebare, se face specializare la voi? Se face profilare? Da, s-au făcut profilări, însă s-au făcut, acesta este un minus, s-au făcut în a doua săptămână de școală. Ne-a fost dată întrebarea ce profil alegeți, în condițiile în care noi încă nu știam ce, da, este, da, exact poliția. Și au venit tot felul de structuri. Ce? Cum ar fi? Ce profil ați avut de ales? Am avut de ales între investigații criminale. Adică judiciar, ca să înțeleagă lumea, judiciarul. Da, judiciar. Criminalistică, care se ocupă, da, cu măsurători, cu fotografii judiciare, amprentări. Însă noi, corect, nu știam chestiile astea pe atunci. Da. Au fost și pașapoarte, au fost cei de la Direcția de Operațiuni Speciale. Da, nu-s mascații. Mascații ați avut? Că toată lumea e disperată cu mascații. DOS-ul nu înseamnă mascați, ca să știi lumea. DOS nu înseamnă mascați. Da? Deci cei de la Serviciul de Acțiuni Speciale nu mai recrutează din școală, din câte știu eu. Recrutează, da, doar după 2, 3, 4, 5 ani de experiență în operativ, ceea ce mi se pare și normal, pentru că acolo, bun, ar trebui să fie cei mai buni. Asta ca să știe și mulți care se uită cum ajung la mascați. Da. Nu poți să ajungi din școală, nu să faci, nu să mai faci profilul acesta din școală. După ce ai terminat școala de poliție, poți să dai, da, interior să te transferi. Exact. Bun, alte profile ce a mai fost? Rutieră? N-a fost, nu ai spus de rutieră. Cum? Profilarea pe rutieră, din câte știu eu, se face la repartiția finală. Se vor scoate locuri separat pentru rutieră. Deci acum nu, dar sunt o structură specială care să... să elita! Elita! Da. O structură specială care să vină să ne spună că trebuie să facem cursul separat, nu a fost. Pentru că noi facem... Nu a fost. Și ceilalți care nu și-au ales profil sunt pe profil de ordine publică. Da, așa cum sunt și eu. Aveți șanse foarte mari, ca să știe urmăritorul nostru, și să ajungeți la o structură de ordine publică dintr-un oraș sau la un post de poliție. Da. Cam astea merg structurile. Astea, dacă nu, între timp se mai face o altă selecție pe poliție rutieră sau pe alte structuri. Bun. Hai să contăm un pic cu programul. Am ajuns la ora 2. Se face raportul de la amiază și după raport? După raport mergem la masa de prânz. Iar apoi avem timp liber. Aici depinde de timp, cât timp liber avem până la adunarea și deplasarea la studiu, care facem studiu obligatoriu, 2 ore în fiecare zi, unde studiem, ne facem temele pentru ziua următoare sau învățăm. De la ce oră? De la 16:40 până la 18:40. Asta înseamnă, explică, eu n-am mai făcut studiu obligatoriu, am și rămas șocat un pic, m-am teleportat în timp din liceu de poliție. Deci asta înseamnă că sunteți obligați să stați în clasă toți,
Da. N-ai voie să te duci, să chiulezi, să dormi, că ți-e rău, că ți-e dor de mami sau ceva. Stai în clasă și ești obligat să înveți. N-ai voie să stai pe telefon, n-ai voie să te joci, n-ai voie să faci nimic. Exact. Nu sunt permise telefoanele în sala de clasă, în niciun moment al zilei. Da. Și se fac controle la studiu și este obligatoriu ca toți să fim în clasă. Pe excepția unor cazuri medicale sau... Am înțeles. Și mai departe ce face? Se face adunarea pentru informare și apel. Apelul de seară. Apelul de seară, da. Unde ni se reiau chestiile pe care trebuie să le facem seara, să ni se aduce aminte să respectăm ora de stingere, care este ora 22. Iar după apelul de seară, mergem la masă, iar apoi avem timp liber, în jur de două. Deci aveți și masa de seară. Da. Bun, aveți trei mese pe zi. Să vorbim un pic despre mese. Cum e mâncarea? Și o să te rog să fii sincer acum, nu ne vede nimeni. Mâncarea în școala de poliție nu este rea. Eu nu sunt niciun tip foarte pretențios. La un moment dat devine repetitiv, dar în general este mâncare destul de sănătoasă. Avem și viermi, că la Academie am văzut că le dădeau și viermi și... Nu, încă nu am descoperit viermi în mâncare. Este în regulă. Din noi îi dădeam o parte și mâncam, făceau parte din viața noastră viermi, n-aveam o problemă cu ei. Nu se întâmplă. Bun, deci cam ce se dă la masă așa în general? Cam ce se mănânc? Zi-mi așa un meniu, ce ați mâncat ultima dată sau ceva genul ăsta? Orez cu vită, tocăniță de vită, ne se dă și foarte multă carne de pui și pește. Am de înțeles. La pește avem chiar și lămâie și murdei și suntem... Nebunie! Avem și desert câteodată. Da, e bun. O dată pe semestru, cum ar veni. Cam așa. Da, e bun că e și desert, deci e bună mâncarea, nu, mă bucur că ăsta. Aveți voie în cameră, zi-mi acum cu programul, aveți voie să ieșiți în oraș, dacă vrei să te duci, să te plimbi, după amiaza, să te duci, să te întâlnești cu o fată, să vezi un film, să te plimbi prin parc. Da, datorită condițiilor pandemice, nu se poate, pentru că conducerea a încercat încă de la începutul școlii să limiteze răspândirea virusului în școală și încă... Și nu aveți voie să ieșiți deloc. Și nu avem voie să ieșim deloc. Dar înainte nu știi cum era? Aveau voie să iasă sau ceva? Înainte se ieșea parcă miercuri, în funcție de media pe care o ai, și în weekend putea să iasă oricine, în afară de cei consemnați. Bun. Și acum, în weekend, voi puteți plecați acasă? Se întâmplă foarte, foarte rar să plecăm. De obicei, când între perioadele de practică stăm în școală. Ultima dată am stat în jur de 10 săptămâni. Tot din cauza pandemiei, mă gândesc, nu? Tot din cauza pandemiei, da. În rest, dacă avem o problemă medicală sau o urgență, ni se acordă permisii, indiferent de dacă suntem vaccinați sau nevaccinați, ne ajută conducerea în situațiile astea. Bun. Următoarea întrebare. Cum e practica? Unde faci practică? Poți să faci... Ce înseamnă practica? Ce e aia practică? M-a întrebat cineva care este și membru și cu această ocazie salut pe cei care sunt membri și mă susțin și vreau să le și spun celor care sunt interesați de admitere că eu pentru membri pun foarte multe vloguri speciale pentru cei care vor să urmeze o carieră în poliție, în MEAI în general, unde am dat și ponturi, cum să te pregătești pentru proba scrisă, cum să înveți, cum să gestionezi materia, cum se rezolvă grilele, le găsiți toate pentru membri, sunt multe, postez în fiecare săptămână cât un vlog separat și cu această ocazie vreau să-i salut pe cei care sunt membri și vreau să-i răspundem la această întrebare. Ce faci în practică? Scopul practicii este de a pune în practică elementele teoretice pe care le-am învățat în școală, dar noi în practică suntem limitați oarecum, adică nu putem să întocmim acte, putem doar să asistăm la întocmirea lor astfel să învățăm cum să le întocmim. Am înțeles. Și ce program ai? Care e programul de lucru? Momentan lucrez la birou de la 8 la 4.
Și ce ai învățat în practică? Zi-mi și mie ce ai învățat. Uite, suntem curioși, să vedem. Ce o să vină, domnule? Cine ne plătește pensiile nouă ăștia bătrâni? Ce vine din spate? Ce ai învățat tu în practică? De cât timp faci practică? De cât timp ai făcut? Sunt în practică de aproximativ o lună, însă am mai avut o perioadă de o lună și jumătate înainte, în vară, încă o perioadă de practică, deci 3 luni în total. Și ce ai învățat? Sper că nu v-au pus cum ne punea pe noi să arhivăm dosare și să numerotăm. Am făcut și munca asta de birou. Oarecum, dacă ajungem la un post de poliție, trebuie să știm să le facem pe toate. Am asistat și la audieri, am fost și la scandaluri, am asistat la oprirea unor mașini, în trafic, da? În trafic, am asistat la diferite acțiuni ale poliției, razii. Ai învățat să scrii un proces verbal de constatare a contravenției? La școală facem foarte mult chestia asta și învățăm cumva în practică cum să facem metoda mai ușoară, mai scurtă. Deci faceți, te învață tupărele și în practică, da, cum se scrie o amendă, cum se face o constatare la infracțiune și toate chestiile astea. Cum se audiază o persoană. Da. Deci practic, pentru cei care se uită, tu nu faci nimic, tu nu ești polițist. Tu doar asiști, ai dreptul să te uiți ca un fel de martor asistent, cum ar veni, așa cu ghilimele, și înveți și întrebi. Dar de ce faci aia? Dar de ce faci aia? De ce spune treaba? Ca să asimilezi cât mai multe informații, să poți să le compari atunci când ajungi în școală și ți se predă materia. Stai puțin că uite, de-aia polițistul ăla făcea treaba aia, că uite ce zice legea și ți-aduce aminte și ți întâmpărești multe lucruri. Deci recomandarea mea este pentru cei care sunt în practică să fie curioși, să pună cât mai multe întrebări. Aia de ce faceți, aia de ce faceți, acolo de ce mergeți, ăla ce treabă are, ce rol are, ce registru ăsta, ce caietul ăsta, ce dosar ăsta, ca să poți să știi, chiar dacă nu le realizezi neapărat pe un moment, ce rol are fiecare. Exact. Bun, cât durează practica? Cât mai e? Mai am o săptămână și jumătate de practică, după care voi intra într-o scurtă vacanță de 2 săptămâni. Și apoi? Apoi este examenul final? Apoi ne întoarcem la școală, facem ultimele lecții pe care le avem la materiile care ne-au rămas și începem examenele. Absolut. Perfect. Și apoi se face repartiția. În ultima zi, da, se face repartiția. Și unde vrea să mergi? Vrei să mergi acasă? Ar fi ideal să prind acasă. Așa vrei tu. Acasă la Reghin sau acasă la Mureș? Este o decizie destul de grea. Pentru că unde ai vrea tu? Că nu știm ce o să fie. Da, probabil la Mureș, dar mi-ar plăcea foarte mult și la Poliția Municipiului Reghin. Mai ales că ești în practică la ei acum, n-ai ce să zici. Bun, am înțeles. Deci vrei să ajungi acasă. Repartiția, ca să înțeleagă urmăritorii noștri, cei care vor să facă, se face în funcție de medii și în funcție de numărul de locuri. Dacă la Mureș tu vrei să ajungi acasă, dar sunt 2 locuri și tu ești al 3-lea ca medie, n-ai prins acasă, te duci unde a mai rămas loc. Până în apropiere, Sibiu, Cluj, unde a mai rămas în zonă, în funcție de numărul de locuri. Deci de-aia este foarte bine să învețe, pentru că s-ar putea să ajungi undeva departe de casă. Și atunci să nu ai opțiunea să... De regulă e cam ce mai rămâne. Și cam asta este în regulă. Dacă vrei să ne povestești tu alte lucruri care se mai întâmplă în școală, nu știu, alte restricții, alte reguli pe care trebuie să le respecte elevii în școală, alte lucruri amuzante, distractive, de ce nu? Orice altceva. Nu prea. Adică în afară de încadrarea în program, portul regulamentar al uniformei, prezentarea la cursuri, să învățăm, să ne dezvoltăm pe noi, pentru că este o perioadă foarte scurtă și trebuie să învățăm foarte mult și să acumulăm foarte multe informații. Nu se prea impun restricții. Deci, în principal, ai cam ce să faci. În rest, când ai timpul tău liber, poți să stai pe internet, poți să joci fotbal, poți să faci sport, nu? Nu e simplu. Da, există și o bază sportivă care dispune de 3 terenuri. Un teren de mini-fotbal, un teren de basket și un teren de tenis.
Perfect. Deci aveți ocazia, aveți timp să faceți lucrurile astea, să vă relaxați, să vă distrați. Nu e așa că stă cineva cu buta asupra ta și să nu cumva să... Adică alte restricții în afară de program și de disciplină, un pic de disciplină, că trebuie să înțeleagă lumea. Nu este un regim militar, nu este un regim în care sap tranșee și faci chestii de genul ăsta, nu? Nu, nu este atât de strict, însă te formează ca persoană și te ajută să fii punctual, ordonat și calm. Perfect, bun. Mă bucur foarte mult. Păi și acum în încheiere o să te rog să ne spui ce așteptări ai tu de la poliție. Ce te aștepți tu să găsești în poliție atunci când vei lucra? Acum deja ai luat un pic de contact, dacă ai fost în practică, ai văzut cam cum, ce probleme au polițiștii, ce mulțumiri, ce nemulțumiri, ce neajunsuri și ce te aștepți tu să găsești în poliție? Mi-aș dori cel mai mult să găsesc într-un loc în care colegii mei sunt dornici să lucreze, să simt că am sprijinul lor, atât în momentele simple cât și în cele mai dificile situații, să pot avea încredere în ei, să am șef superior cu care mă înțeleg bine și să existe o relație de colaborare între șef și subaltern. Asta mi se pare cel mai important. Perfect. Mă bucur să văd că ești un tânăr cu inițiativă. Eu sunt ferm convins că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine în poliție. Așa este. Nu este totul perfect. Avem și noi neajunsuri, dar ca peste tot. Adică nu cred că este ceva care să funcționeze perfect oriunde. Nu cred că este de să fie probleme. Și mă bucur, sper să rămâi la fel de interesat și pasionat de poliție. Și spune-ne ce un lucru care nu-ți place până acum din ce ai văzut tu în poliție sau în școala de poliție. E ca la examenul psihologic, trebuie să ne spui ceva ce nu-ți place. Da, vreau să le zic celor care au visul ăsta, cum l-am avut și eu de mic, să-și urmeze visul, să facă ce își doresc, pentru că atunci când îți faci treaba bine și faci ceea ce îți place, vei fi foarte împlinit din acest punct de vedere. Și un lucru care nu îmi place, cel puțin în perioada de practică, a fost faptul că nu toată lumea dorește să depună la fel de mult efort. Ca polițiști vorbești, unii mai trag chiulul. Da, așa este. Din păcate sunt unii care trag chiulul și problema este că, ca să spun eu acum să completez un pic, munca lor o fac cei ca tine, cei care vor să-și facă treaba, care își dau interesul și trebuie să facă și munca lor. Și din păcate tot ăia chiulangii care sunt 10%, cărora le zic eu 10%, chiulangii ăia sunt și avansați, ăia sunt și promovați, nu doar ăia, că sunt și alții care, dar în principal ăia sunt neapărat, că din păcate cam sunt băieți orientați, sunt băieți care au grijă să-și facă viața frumoasă. Bun, îți mulțumesc pentru sinceritate. Chiar am vrut să văd dacă ești sincer și bineînțeles că sunt unele reticențe, că așa este. Nu știu dacă eu aș fi avut curaj să fac treaba asta când eram ca tine. În niciun caz nu eram la fel de... Erau două variante. Ori nu făceam deloc, ori eram mai agresiv un pic. Dar apreciez că ai fost corect, că asta este foarte important, să fii corect și sincer. Că le-ai transmis celor care vor să urmeze o astfel de carieră. I-ai pus oarecum în locul tău și să știe ce îi așteaptă și îți doresc succes. Îți doresc succes pe viitor și sper să și facem turul școlii. Cu prima ocazie să vin la Cluj să facem turul școlii. Vă mulțumesc și eu pentru că ați acceptat să facem acest video informativ pentru viitorii elevi, viitorii candidați ai școlii de poliție și o să încercăm și vă așteptăm cu brațele deschise la școala de poliție în Cluj-Napoca. Noroc și salutări! Zic bună!